Simona Senzual e implicată din ce în ce mai mult în mediul afacerilor, dar acum i-a venit o idee genială cum să producă numai puțin de 1 milion de euro. Un amic i-a povestit totul, i-a început să investească, a băgat deja peste 100.000 de euro și nu are de gând să se oprească, mai plusează cu ceva, apoi, dacă îi merge bine, o vinde. Cu cel puțin 1 milion de euro, spune ea, costa lui Maharu, care a îmbrățișat conceptul afacerii.